Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest video vom continua seria noastră de steaguri și astăzi am să vă arăt cum să faceți acest steag care este acesta și anume steagul Ucrainei, da? Care din câte se poate vedea arată așa în varianta de origami, pentru că bănuiesc că toți știți cum arată steagul Ucrainei. Și ca un mic bonus, cum am avut și la alte steaguri în trecut, dacă substituiți aceste două culori cu alb și roșu, da, în loc de albastru și galben. Dacă folosiți alb și roșu, puteți obține steagul Poloniei, da? Deci aveți practic două modele într-unul, pentru că va trebui să folosiți fix același model ca aici, fix aceleași reguli de construire, doar că va trebui să schimbați culorile, da? Și dacă vă luați după acest video și le schimbați, puteți, după cum am spus, să obțineți și steagul Poloniei. Dar momentan ne vom concentra pe steagul Ucrainei, da? Care arată așa ca orice alt steag, se încadrează în dimensiunile obișnuite de până acum și fără prea multe alte introduceri, haideți să trecem și la tutorialul steagului. Ok, ca la orice alt steag, vom face o bază de 18 piese și în acest caz vom avea piese galbene și pentru a face această bază vom face 18 perechi galbene. Deci, pentru a face o pereche, vom lua o piesă albă cu spatele și o piesă galbenă și le vom conecta între ele astfel. Apoi facem 18 perechi din acestea pe care le conectăm în grupuri de câte 6 și după ce avem 3 grupuri de câte 6, le putem conecta pe toate între ele pentru a forma baza de 18 piese. Ok, și aceasta este baza noastră. Acum, ca întotdeauna, vom scoate piesa albă din stânga, de pe primul rând, și o vom pune deasupra. Și acum adăugăm un rând de piese albe cu spatele deasupra acestor piese galbene, după care putem continua. Ok. Acum vom adăuga încă 5 rânduri galbene deasupra pentru a avea un total de 6 rânduri galbene și nu uitați, bineînțeles, să puneți câte un rând de piese albe cu spatele după ce ați adăugat câte un rând galben, da? Deci ordinea ca la orice alt steag este rând normal, apoi rând de piese albe cu spatele și adăugați în continuare încă 5 rânduri galbene. Ok, și modelul va arăta momentan așa, da? Aceasta este prima jumătate și pentru a doua jumătate vom proceda exact la fel ca până acum, doar că în loc de galben vom folosi albastru, da? Așa că acum deasupra vom mai adăuga încă 6 rânduri albastre, dar deasupra ultimului rând albastru nu vom mai adăuga și aceste piese albe cu spatele, deoarece modelul va fi gata acolo și nu va mai avea rost, da? Deci adăugăm încă 6 rânduri deasupra, albastre, iar apoi modelul va fi gata. Ok, și după ce am adăugat și cele 6 rânduri albastre deasupra, modelul va fi complet și va arăta așa, da? Se poate vedea clar că acesta este steagul Ucrainei și după cum am spus la început, puteți înlocui aceste două culori cu alb și roșu pentru a face steagul Poloniei, da? Adică este un pattern, un model foarte simplu de făcut, chiar mai simplu decât steagul României, pentru că aveți doar două dungi verticale și tot ce trebuie să faceți să repetați rândurile. Însă, acesta este și modelul, foarte simplu, după cum am spus la început, repet, și nu am ce să mai spun altceva despre el, pentru că este un simplu steag și cu tutorialul acesta cam atât a fost, da? Un tutorial scurt, la un model foarte simplu, care sper că v-a plăcut și vouă și că l-ați încercat și dacă l-ați încercat, sper că ați obținut niște rezultate foarte bune, da? Și, repet, schimbați culorile ca să obțineți și steagul Poloniei, deci cumva 2 în 1, dar până una alta, atât din acest tutorial, da? Nu uitați să dați like, share, subscribe
Dacă aveți vreo nelămurire sau vreo sugestie, nu uitați să lăsați un comentariu mai jos și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!